găsit, dragi prieteni, bun găsit, dragi cititori ai detectivului de presă Șoc. N-am crezut că vom trăi vremuri atât de tulburi, precum vremurile din pandemie, dar nici n-am crezut că mâncarea de la restaurant poate fi mai ieftină decât făcută acasă. Nu ne puteam imagina cu multă vreme în urmă că a comanda de la restaurant e mai ieftin decât a merge la piață și a găti acasă. Este și mai rapid, dar nu ne poate lua prin surprindere un eveniment de tipul unei vizite. Vine cineva la noi într-o jumătate de oră, într-o oră și n-am făcut niște sarmale sau o ciorbică bună. Ei, suntem într-un loc deosebit, cu un om absolut fantastic, un om care a făcut școală în Franța, la Paris. Adică a învățat într-una din marile bucătării ale lumii. Andrei, bine te-am găsit! Mulțumesc pentru găzduire. Am văzut că sunt vremuri din ce în ce mai grele și am trecut prin față pe la Hotel Rivulus, de unde putem comanda mâncare pentru acasă. Așa este. Da, nu de mult timp, având în vedere momentele și situația prin care trecem, am hotărât să dezvoltăm și acest serviciu, serviciu de mâncare la pachet, mâncare pentru acasă. Un serviciu pe care restaurantele sau marea masă a restaurantelor, marea majoritate a restaurantelor, dezvoltă în urma evenimentelor întâmplate în anul acesta, cu toată pandemia, cu coronavirus și așa mai departe. Ca atare și noi ne-am aliniat trendului restaurantelor și am încercat și încercăm, sperăm să iasă ceva frumos, să oferim clienților din Baia Mare în principal, sau persoanelor, familiilor din Baia Mare, o mâncare bună, o mâncare caldă, o mâncare bine făcută, o mâncare gătită. Cu siguranță putem să le oferim și platouri pentru evenimente speciale, putem să le oferim deserturi interesante. De sărbători? Dacă de e o cantitate mai mare? De sărbători, dacă cu siguranță au un, cum ai spus și tu, niște invitați vin din alte localități sau vin prieteni de-ai lor. Invitați conform normelor, conform să nu depășiți normelor, numărul sau dacă de depășiți numărul să nu faceți poze pe numai, Facebook. Exact. M-ați înțeles? Nu mai mult de 6. Câte doi pe Facebook să nu vadă poliția că sunteți mai mulți la masă. Exact. Nu știm ce va fi până la Crăciun, dar ne pregătim. Da, ne pregătim și vom respecta cu evidență, n-avem ce face. Noi în bucătărie respectăm tot ce înseamnă măsurile de igienă și de distanțare fizică atât cât ne permite spațiul din bucătărie. Iar mâncarea ce o facem noi aici este o mâncare pregătită cu mult drag. Este o mâncare făcută cu gândul că băimărenii vor putea să se bucure de calitatea produselor pe care noi le oferim și le pregătim pentru ei. Cu siguranță le pun la dispoziție un număr de telefon la care ei pot să sune, să ia legătura cu noi, să ne întrebe despre meniul nostru, noi să le povestim despre ceea ce facem noi, noi să le povestim că le putem face teoretic cam orice le poftește inima, începând de la gustări reci, gustări calde, ciorbe, supe, creme, platouri, mâncare la minut, mâncare gătită, garnituri, deserturi, chiar și pizza. Da, sarmale se poate? Sarmalele. Că asta e, dacă nu o pioșcuță pe masă. Că ai dus tu aminte, sarmalele, așa cum le zice unei sarmale de post, cu păsat, hrib și ghebe, sunt un preparat cu care noi ne mândrim. Chiar ai atins un subiect frumos. Un preparat cu care noi le mândrim, le facem cu foarte mult drag și din câte știu eu sau din câte am auzit, toată lumea care a mâncat sarmalele de post cu hrib, păsat și ghebe au fost foarte încântați. Vreau să vă zic că am mâncat sarmale de post prima oară aici.
Deci eu nu mănânc, adică vreți de post sau... Nu, eu, no, asta este, am cu glicemia, cu... Eu, în sfârșit. Adică vreau să mănânc, că am treabă, m-ați înțeles? Dar zice Andrei, auzi, numai să vezi, să guși, să... Nu-ți place, asta e nicio problemă. Da. Mai ai vreo două, am zis. Da, da. Adică e ok. Pizza, că e o nebunie dacă nu mănânci pizza... Da, și pizza no, este un... Mai ales copii... Da. Trebuie să mâncăm și pizza, se există, da? Da, putem să facem și pizza, deocamdată nu o facem decât în 2-3 variante. Cu siguranță o să extindem și numărul de diversificarea pe categorii de pizza. Pentru început punem accent mult pe mâncarea gătită, mâncarea caldă, mâncarea gătită, care îți ia mult timp să o faci acasă. În mod normal acasă ai murdări o grămadă de ustensile și de accesorii ca să poți să pregătești această mâncare. Economisești foarte mult timp comandând mâncare gătită la noi. Timp pe care tu, în mod normal, trebuie să ți-l alogi pentru a merge la cumpărături, a sta la cumpărături la cozi, a veni acasă, a pregăti mâncarea, a spăla vasele, a pune masa, a strânge masa. Și tot corvoada care decurge din ceea ce înseamnă mâncare gătită acasă. Cu siguranță, noi venim în ajutorul nostru de a cumva înlocui toate aceste proceduri, le-a înlocui cu serviciile pe care noi le oferăm. De unde cumpărați produsele, ingredientele? Mă interesează foarte mult. Ingredientele le cumpărăm 99% de la furnizorii locali. Cumpărăm legumele din piață, cumpărăm carnea de la carmangerile din Baia Mare, cumpărăm fructele tot din piață, cumpărăm fructe românești, cumpărăm carne românească, cumpărăm brânză românească, cumpărăm smântână, produse lactate românești. 100% românești. Toate sunt produse românești la noi în bucătăria de la hotelul Rivers. Cum comandă omul acum, în timpul în care se uită la noi? Care e procedura? Procedura. În mod normal, noi am demarat și înființarea unei pagini de internet pe rețelele sociale cunoscute, cum ar fi Facebook. Este una dintre cele mai cunoscute rețele de socializare din România și din lume. Am inițiat deja demersurile pentru a face public pe respectiva pagină că noi existăm și că noi vindem mâncare la pachet, iar comanda se poate face telefonic la numărul telefon 0262216302, unde vă trebuie să vă dați datele personale în ceea ce privește numele dumneavoastră, numărul telefon și ora la care doriți să vă între fie între ce ore se pot face comenzi și ce zile? Comenzile se pot face de luni până duminică, sau mă rog, 27 zile pe săptămână, începând cu orele 7 dimineața până la orele 22.